Părinții și copiii care frecventează grădinița Lumea Copiilor din Târgu Jiu au avut parte de o activitate comună în cadrul Zilei Unității Preșcolare. Astăzi organizăm o acțiune în parteneriat cu părinții, ziua grădiniței sau ziua porților deschise, în care părinții ne vizitează grădinița și participă la ateliere de lucru pentru a observa activitățile din grădiniță, pentru a lucra și pentru a ajuta pe copii să facă diferite materiale. Tema este pe domeniul ecologic. Avem o activitate în cadrul porților deschise cu copiii, unde ne-au invitat doamnele educatoare și acum încercăm să fim și noi activi cu copiii. Cei mici au fost încântați de acțiune, muncind cot la cot cu părinții. Cum te cheamă? Alesia. Și ce faci astăzi la grădiniță împreună cu tine? Colorez. De ce colorez? Ce colorez tu acolo? Cărorez un băiat și o plantă. Ce face acel băiețel? Plantează. Și e bine să plantăm? Da. Ce plac aceste activități în parteneriat cu doamnele educatoare și copii? Că da. Sunt foarte bune și dezvoltă foarte bine copiii. Și plus că de asta avem întotdeauna și noi ca și părinții lucruri noi de învățat. Aceasta nu este singura activitate ce are ca temă ecologia. În trecut, unitatea a desfășurat și acțiuni de colectare a deșeurilor din hârtie și peturi, dar și acțiuni de plantare în curtea grădiniței a florilor de primăvară.